noi de tu necazmânia primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, minuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, la Domnul să cerem. Înger de pace credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșalele noastre, la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, la Domnul să cerem. Și alaltă vremea vieții noastre în pace și într-o pocăință o să vârși, la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem. Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea, și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenindu-o. Miluiește-ne pe noi! Pre noi înșine și unii pre alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Cu îndurările unenesc cu Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor! Să ne iubim unii pre alții ca într-un gând să mărturisim. Ușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte. Iubiți credincioși, să rostim împreună crezul.
Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl la Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumine, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, și de o ființă cu Tatăl prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioara și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele Pontiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. S-a înălțat la cerul și șade de-a dreapta Tatălui și iar va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și cu Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl curcede, și la ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez într-o iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte sfânta jertfă, cu pace au aduce. Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Și cu Duhul tău. Sus avem inimile. Cântând, strigând, glas înălțând și grăind. Sfânt, 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 Domnul să Thank you.
voastră mâncați, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Asemenea, stăpană, păcine. Vezi într-o acesta tot, acesta este sângele meu al legei celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Aducă. Ale tale, dintr-o ale tale, ție se aducem de toate și pentru toate. Dumnezeule, plătește-te de păcător. Dumnezeule, plătește-te. Doamne, ce ai pierdut, Pentru prea sfânta curată, pe binecuvântată, mărită asupra noastră, că toarnă Dumnezeu și pura Fecioară Maria. Oh,
Întâi pomenește, Doamne, pe n-a prea sfințitul nostru, mitropolit Daniel, pe care îl zărește Sfinților tale, biserice în pace, întrece, este sănătos, nelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Pomenește, Doamne, pe n-a prea sfințitul arhiepiscopul nostru, Pimen, pe care îl dăruiește Sfinților tale, biserici, în pace, întreg, cinci, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Hristos și Hristos. Și ne dă nouă cu gură și o inimă a slăvi și a cânta preacinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să fie milele mari Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi cu toți. Pe toți Sfinții, pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului, să ne rugăm. Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit, Domnului, să ne rugăm. Întorându-i oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul, Cel mai presus de ceruri și duhovnicesc cu Său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tunecază, mânia, primejdea și nevoia, apără, mântuiește, minuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat la Domnul să cere. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, la Domnul să cerem. Milășie tare de păcatele și de greșalele noastre, la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință o să vârși, la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntată în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecata lui Hristos, să cerem. Unirea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții, și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Sfinte! Și ne vrednicește pe noi, slăpâne cu îndrăznire, fără de o sândă, să puteți poate chema pe tine Dumnezeu cel ceresc, toată și a zice.
slava ta este împărăția, puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor! Capetele voastre Domnului să le plecați. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni a unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea Sfântul și Bunul de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să luăm aminte, Sfintele Sfinților, Sfânt.
Slujiți Domnului.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, cât de mult chinuiește diavolul pe om, înțelegem și de Sfânta Evanghelie de astăzi. Deci, cel chinuit, stăpânit de diavol, de diavol, mai mulți, nu mai locuia cu oamenii, ci izolat de oameni, în morminte. Mântuitorul poruncește diavolului să iasă din om și îl întreabă cum îți este numele și a spus legiune, că suntem mulți. Deci era greu să spună toate numele și a spus suntem mulți. Deci, când ne stăpânește un păcat, odată cu acest păcat sunt și alte și nenumărate păcate. Și diavolul a recunoscut că Mântuitorul este Fiul lui Dumnezeu. Și a mai zis, ce ai cu noi de ne chinuiești? Care era chinul diavolului? Scoaterea din om, pentru că nu mai putea să-l chinuiască. Deci diavolul are bucurie atunci când chinuiește, când luptă pe om. Și atunci a rugat pe Mântuitorul, dacă scoate din oameni, dacă îi scoate din oameni, să le dea voie să facă, să intre în turma de porci. Deci să facă alt rău. Și Mântuitorul a îngăduit această libertate, această cerere a diavolului. Și a intrat diavolul în porci și porcii s-au înnecat, deci o pagubă mare. Oamenii au privit pe de-o parte acel vindecat, pe de altă parte la paguba lor. Și a pus mai presus de fapta de bine pe care Mântuitorul a făcut-o celui bolnav, celui stăpân diavol, a pus mai presus de această faptă de binefacere, de dragoste, lucrul lor pământesc, multul sau puținul lor, din cele materiale, turma de porci care sigur aparținea nu unui singur om, ci mai multor și chiar dacă aparținea un singur om, tot nu puteau să spună Mântuitorul, pleacă din hotarele noastre. În timpul primului război, în timpul celui de-al doi război mondial, auzeam la radio cum acest război este dus împotriva celor care l-au izgonit pe Dumnezeu din țara lor. Deci, în Uniunea Sovietică, într-un fel, așa a fost. Și-au reușit? N-au reușit. La câte chinuri a fost supuși beții creștini, cler și popor, și n-au reușit. Pentru că puterea diavolului este limitată de dreptatea și puterea lui Dumnezeu. E adevărat că libertatea aceasta drăcească, deci să facă rău, deci prin libertate să faci rău, ea până la urmă este stăvilită. Pentru că libertatea noastră trebuie să fie numai în Dumnezeu. Să facem numai ceea ce este bine și această libertate nu are margini. Nu are margini. Deci, așa precum diavolii au recunoscut cine este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, așa și unii oameni care folosesc libertatea drăcește, recunosc ce înseamnă cuvântul Evangheliei, dar nu îl îndeplinesc.
Și de multe ori fiecare dintre noi cădem în acest păcat. Auzim cuvintele lui Dumnezeu de Sfânta Evanghelie, dar nu le îndeplinim. Și așa, precum în perioada stăpânirii Uniunii Sovietice, și mai ales în Uniunea Sovietică, oamenii s-au pornit împotriva lui Dumnezeu, împotriva oamenilor. Așa și astăzi, de multe ori, vedem o pornire și mai ales o nesocotire a credinții creștine. Cum se spune, fiecare dintre noi auzim, nu este un secret, că s-a refuzat de către cei din comunitatea europeană să recunoască și să menționeze în Constituția Comunității Europene că rădăcinile culturii și civilizației europene sunt creștine. Nu trebuie să ne temem sau să ne îngrijorăm. Dumnezeu are judecățile Lui. Noi suntem datori să ne rugăm pentru îndreptarea spre bine a celor răi, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să fim buni și iertători cu cei care ne fac rău. Să ne rugăm ca să facem binele și să ne păstrăm curați înaintea lui Dumnezeu și cinstiți înaintea oamenilor. Am sfințit această Sfântă Biserică. Sigur, poate să întrebi cineva, păi dacă avem o biserică aceea la Zvârtului de Băzi, cine mai trebuie altă biserică? Poate să pune cineva această întrebare. Știți cu toții motivul. Am făcut această biserică pentru a ocroti pe cea veche, care este asemenea tuturor bisericilor noastre vechi, asemenea bătrânilor bonlavi, neputincioși, răniți și bandajați. Deci au nevoie aceste sfinte biserici vechi de o îngrijire deosebită. Și se spune că curățenia se păstrează și dacă n-ai păstrat-o, trebuie să o faci. Sănătatea se păstrează și dacă nu ai păstrat-o, iar că trebuie să faci cheltuială. Cam așa este și cu aceste sfinte biserici, trebuie să le păstrăm. Să slujim în ele, nu iarna, când trebuie să facem focul și dacă faci focul zice că iese și fum. Și dacă nu are și fum, dacă faci o dată pe săptămână, sigur, se produce așa zisul condens, acea sudoare, atât de pereții bisericii și se strică. Deci slujim în aceste sfinte biserici în sezonul cald. Orice slujbă, dar nu cu kilograme de lumânări aprinse, pentru că nu mai sunt lumânările dinainte. Și fumul acesta dăunează praful și altele. Deci, slujim în aceste sfinte biserici, orice slujbă, dar numai cu două lumânări sau trei lumânări. Când eram la Suceava, stareț, și-am scos lumânările din biserică, pentru că era un fum, îl tăia cu cuțitul. Am crezut că vor face gălăgii, mai ales cu oriște, dar mi-am mulțumit. Și-am văzut, și cu toții vă dați seama, că trebuie să păstrăm aceste valori, aceste comori ale credinței noastre ibiscădincioși. Aceste comori ibiscădincioși sunt atât de prețioase încât și străinii de altă credință decât cea noastră poate n-au nicio credință, poate. Străinii din aul nostru recunosc și se pleacă în fața acestor valori ale credinței noastre. Pentru că viața de sfințenie
mișcă pe orice om. Cât împietrit ar fi el la inimă. Și picturile noastre vechi ale bisericii înfățeșează viața de sfințenie a tuturor celor care sunt zugrăviți pe pereții ei. Arhitectura bisericilor, ea ne aduce o pace în sufletul nostru. Intrând în biserică, într-adevăr, rostim și noi cu cântarea bisericii, în biserica slavei tale stând, în cer ni se pare că ne aflăm. În lista, în evidența acestei instituții mondiale, UNESCO, se află înscrise și bisericile noastre vechi, între care și arbore. Ei ne ajută cât pot, pentru că sunt mii de monumente istorice religioase în general, sigur, dar numai credința a creat ceea ce este frumos și valoros. Nici un sistem de filosofie sau altul n-a creat valori nemuritoare. Deci aceste comori trebuie să le păstrăm și de aceea s-a făcut această biserică și anul trecut am făcut 8 biserici din lemn. 5, 6, 5, 6, 6. Scuzați, ori 5, ori 6. Să vă spun, să mă explic. Am făcut cu ajutorul dumneavoastră al credincioșilor și cu un ajutor de la guvernul de atunci. I-am spus domnului ministru de atunci, un om de cultură, un savant, domnul Răzvan Teodorescu, bine, bine, dumneavoastră, curățiți statul cheltuiește cu curățirea picturilor, consolidarea din bisericile vechi, dar iată când intrăm cu slujba din nou, cu lumânări și praf, nu se mai rege nimic, pentru că o curățire, o restaurare a unui monument bisericii, ca și când ai vindeca o rană, dar locul unde s-a vindicat rana este foarte sensibil la frig, la lovit și așa mai departe. Deci trebuie să păstrăm. Zic, se va intra din nou cu slujbe, mai ales iarna, se va strica. Și atunci ce-i de făcut, mă întreabă? Să facem lângă ele altele din lemn, că e mai ușor pentru noi cei din Bucovina. Și a zis, da, câte și la gravă de emoții, nici mi-a trecut prin cap ca să-mi dea ajutorul acesta știind că eu sunt oaia neagră lor. Și am zis 4. După ce am zis 4, bine, m-am zis, dar știi că sunt 5. Și până la urmă au fost 6. Însă cea de-a 6-a am făcut-o din economia de materiale și bani de la cele 5, lucrând sigur cu cinste. Cu 300 de milioane greu să face biserică, restul dumneavoastră a spus mâna. Și banul și fiecare a venit și a contribuit, sigur, îndeosebi echipele de muncitori. Aici, la dumneavoastră, au contribuit oamenii satului. La celelalte au contribuit și oameni satul cât a putut ei, când n-a avut toți priceperea, dar oamenii satului sau satelor Laura, Marginea, în primul rând, Bilca deopotrivă, Vicul de jos, Straja, Palcău și alții, dar aceștia au fost oameni de bază, Bilca, Laura și Straja. Și așa le-am făcut.
și le-am simțit anul trecut. Aceasta, sigur, mai târziu. Iată că nici acum trebuie cheltuială și cheltuială mare. Dumneavoastră, pentru moment, din ce în ce sărăciți. Poate va veni și vremea când o veți îmbogăți. Dar până atunci nu trebuie să așteptăm. Și trebuie să avem medicamentele necesare. Dacă să ai medicament, trebuie să ai și bani. Și banul se găsește nicăieri, la alt loc, decât în averea, moștenirea pe care înaintașii noștri ne-au lăsat-o voievozii și ctiturii noștri. Acolo avem banii. Unde este această avere acum? La stat. Și iată că actualul guvern a dat o lege, sigur, au fost de acord și cei din opoziție, ca să se restituie toate proprietățile confiscate. Deci, și averea bisericească a Bucovinei, numită Fondul Bisericesc. Unde lege nu-i tocmeală. Dacă ar înțelege-o și cei din Comisia de Restituire de la Suceava. Deci, dacă ar înțelege-o, vreau să vă spun, iubiți credincioși, să vă vorbesc părintește, părintește în frica lui Dumnezeu, pentru că m-am și împărtășit. Până acum, această comisie a dat dovadă că se silesc ca să nu ne dea această proprietate. A zis cineva din comisie, om de cultură, dumneavoastră doriți acest lucru. Și eu doresc să fiu președinte de țară. Mai degrabă voi ajunge președinte de țară decât dumneavoastră luați această proprietate înapoi. Și sigur am discutat cu el una alta, așa cum mai discut eu, cum vedeți, că sunt oricum mai tăios câteodată. Și ce a zis acest om, după ce a spus, ei, dumneavoastră, sunteți supus lege, și atunci a venit apă la moară. Ca să arate că el face, spune legea, dacă ar face, i-ar fi. Și la urmă știți ce mi-a spus? Pentru mine este indiferent cui dau această proprietate, Fondul Bisericii. Pot să dau unui chinez, pot să dau unui japonez, pot să dau unui arab. Bravo, domnule! Cineva din comisia aceasta, jurist, cred că este, a spus să aduceți, documentele originale în limba germană, dar traducerea autorizată. Nu are niciun pic de cultură sau să va citească ceva ca un jurist. Trebuie să citești. Lucrurile sunt foarte simple, biscătincioși. Ei spun, e proprietate bisericii, dar cui se o dă în fondul? Îi dă fondul ce fel? Proprietate publică, privată? Judecăți drăcești. Iată ce scrie Eminescu, adică documente pe care le-a scos Eminescu din arhivele de la Viena. Când a fost ocupată Bucovina de către austriești, s-au desfințat mănăsirile, austriești cu ochii pe pădurile Bucovinei și au vrut să le confiște. Dar aceste proprietăți au desfințat mănăsirile, a rămas mai trei, Sucevița, Pudna și Dragomina. Dar ei au trimis oameni specialiști, au întrebat în zona neocupată la Iași, cum e cu proprietatea? E sfântă, nu te poți atinge de ea. Și atunci, sigur că a dat dispoziții ca să fie încamerate, să fie înregistrate și să treacă în administrarea, guvernului austriac. Cei de pe lângă împăratul, ales guvernator, între care Enzenberg, tot scria împăratul, dea decret de confiscare, o dată, două, trei ori și o dată scrie, nu știu câte oare împăratul către Enzenberg, să înceteze această intervenție scandaloasă a domniei tale. Aceste proprietăți, moșii, s-au luat nu spre confiscare, ci spre administrare.
Și Eminescu îmi dă documentele acestea, mai dă și ceea ce a spus unii din guvern, pe care, despre care a zis, acestea sunt fără țară și fără religie. Și cum se poate această obrăsnicie nemai întâlnit să spună că fondul bisericii n-ar fi al bisericii? Șase sunt tot așa. Și lucrurile sunt simple, viscădincioși. Ei cei din comisia de la Suceava, cei din guvern au înțeles, sigur că da. Ei poate să pun întrebarea aceasta. Ce cu această proprietate? Unde s-a avea? La stat. De când e la stat? Din 1949. Este un documentat, decret de confiscare, mai este documentat. O fișă de întabulare. Proprietar, statul român. Dar mai jos pe fișă scrie proprietar anterior